martie, pe toată durata sa, este unicul interval din an în care persoanele care nu dețin acte de identitate în ordine pot intra în legalitate fără să achite amenziile, altfel obligatorii. Această acțiune se află la cea de-a cincea ediție și își propune să reducă numărul persoanelor ale căror acte de identitate sunt expirate și să atragă atenția cetățenilor asupra verificării valabilității actelor de identitate și schimbarea acestora în cazul în care au expirat, scrie bihon.ro. În această perioadă, constatarea faptelor ce constituie contravenție la regimul actelor de identitate se sancționează doar cu avertisment.